La următoarele alegeri, echipa noastră PSD-ul cu președinte Titu Bojin în frunte, reușim să găsim formule de echipe în așa fel încât să dăm și noi chimișenilor o administrație care să poată rezolva unele aspecte, începând de la infrastructură, începând de probleme legate de agricultură, probleme legate de industrie, probleme legate de business, toate aceste probleme. Pentru a rezolva și a găsi această echipă, să știți că după, imediat după ce ne vom întoarce de la Congres, vom începe cu niște proiecte clare ale organizatorilor, cu dezbateri publice pentru a identifica toate problemele electoratului, problemele oamenilor din județ, în așa fel încât să dăm un nou semnal pentru o administrație competentă la viitoarele alegeri. Practic, mesajul nostru al Partidului Socialist este mesajul de unitate, e mesajul pentru oameni. N-aș vrea să termin înainte de a felicita tinerii care s-au prezentat astăzi și care vin la noi în partid și pe aici le doresc succes, să termine facultății, să ajungă, să ocupe cât mai multe poziții în structurile Partidului Social Democrat. Și un lucru vreau să vă spun că atâta timp când mă plici în județ și cât pot, începem să fim contactați de mulți oameni, nu vă ascund acel lucru, practic oriunde mă duc trebuie să fiu o persoană să zic că vreau să vin la Partidul Social Democrat. Vă rog să-mi spuneți cum să procedez. Și le transmitem la toți că suntem deschiși când într-adevăr să facem un partid, să dăm dovadă, un partid puternic, să dăm dovadă de unitate în așa fel încât să putem rezolva problemele noastre. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc și eu, domnule vicepreședinte. Marcel, vă anunță numai un eveniment, am înțeles. În primul rând, vreau și eu să felicit pe domnul revoluționar, care mă mândresc să-i cunosc pe toți de mult din timpul Revoluției și, printre altele, sunt și eu revoluționar, dar nu prea am spus treaba asta, pentru că eu fac parte din rândul revoluționarilor autentici. Nu am nevoie de niciun avantaj, pur și simplu încerc să vă ajut. Vă felicit că sunteți lângă noi și sunt convins că vom face o echipă deosebită. Noua conducere are cu totul și cu totul o gândire deschisă și o gândire în care apreciem oamenii de valoare care vin spre noi și, în ghilimele, traseiștii politici nu prea au ce căuta la noi. Deci selectăm foarte bine oamenii care vin. Îi felicit pe tinerii care au venit lângă noi. Sper să găsească la acest partid ceea ce caută. Și în calitatea mea de consilier județean, de președintea Comisiei de Urbanism, vreau să vă anunț că astăzi, la ora 11, s-a deschis în localitatea Șandra porțile primăriei noi din Șandra. Am participat și eu, alături de consilierii județeni PSD, să realizăm acest obiectiv. Deși există un primar acolo PDL și un vice-PSD, nu contează, important este ca, virgulă, comunitatea de acolo să beneficieze de sprijinul nostru. Ăsta e, de fapt, mesajul nostru, gândirea noastră și sunt convins că peste 2 ani de zile acolo vom avea atât primar cât și viceprimar PSD. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu. Dacă aveți întrebări... Domnul președinte, spuneați că nu vreți să-i ziceți, să le spuneți numele primarilor ca să nu aibă probleme. Da. La fel procesați și cu parlamentari? Da. Nu vă spuneți, domnule, nu spuneți localitățile, că am fost foarte sincer la întrebarea noastră, sinceră, și trebuie să recunosc că așa e, da. Avem și în zona respectivă, dar nu vreau să mai insistăm pentru ca să creăm animozită. Promit că în momentul în care împreună cu dumneavoastră constatăm că nu mai există posibilitatea ca ei să fie demiși, asta probabil că cursul, nu știu dacă după moțiune, probabil că trebuie să fie aproape cu un an înainte, că un an înainte nu se mai pot organiza atunci, dacă îi anunțăm de acum, se pot organiza și de creăm în caz. Dacă îi lăsăm așa, va fi un an de zile înainte, un an și când sigur până să fac demersurile, nu mai pot fi organizate alea.
Nu, parlamentar e medic. N-am înțeles. Pe unul dintre parlamentari e medic de meserie. S-au reformat. Acum trebuie să vedeți că sunt doctori care sunt și ingineri, unii dintre ei pot fi și avocați, să-i spunem domnul doctor, deci nu trebuie să ne luați. Nu, dar la parlamentare avem nicio problemă, că nu-i dă nimeni afară din Parlament. Da, da. Numai că parlamentarii sigur vor fi prezenți prima dată la nivel național, pentru că așa s-a stabilit, ca prezența lor să fie acolo. Și după aceea să vin aici, după ce se va stabiliza, să zicem, formula de sosire. Dar sunt, nu, sunt. Domnul secret, domnul colegul noastră de consumul de țeat, tocmai spunea, citesc, traseiștii politici nu au ce căuta la noi. Dacă vin de la PDL, sau de la, că de la PDL sigur nu vin, nu sunt traseiști politici. Domnul Bățăr, între ei sunt la ultimul partid și atunci totul trecut la toate, nu mai considerăm traseiști. La ultima stație. A, deci știm un nume. Nu cred că știți nume deocamdată și n-am afirmat niciun nume, nu vă faceți singuri. Și domnul Duhurescu apreciază valorile creștine. Asta am spus, deci ca să fii doctor sau să fii medic, poți fi doctor de suflet, nu neapărat cu diplomă de internist sau de stomatolog. Domnul predicator, nu? Domnul Duhulescu ar trebui prima dată să-și aprecieze tatăl, Dumnezeu să-l ierte, care a fost un adevărat om, iar el este un porc portocaliu. Mie mi-a declarat că modelul tău, domnul Pozit, nu ieșim. A votat mâna sus și cu bila la vedere 15% tăierea pensiei mamei lui și a noastră. Cel mai mult spalat. Bine, eu vă mulțumesc.